Sunt din echipa Running Go. Sunt din echipa Running Go, cunoscută și sub numele de echipa VV, pentru că noi venim din Vâlcea, respectiv Vaslui. Ei bine, ne-am gândit la o idee super simplă. Oamenii, în general, au nevoie de prieteni, da? Bun. Și în același timp au nevoie și de un stil de viață sănătos. Cum vă puteți menține acest stil de viață sănătos? Ei bine, ne făcând excese, având un regim alimentar ok și, să spunem, alergând. Dacă dumneavoastră vă place să alergați, da? Dar nu vreți să o faceți singur, aveți nevoie de prieteni, presupun. Dar să spunem că în cel mai nefavorabil caz, toți prietenii dumneavoastră au ceva de făcut și nu vă sunt disponibili. Aplicația noastră, pe lângă faptul că la bază are conceptul de a vă oferi trasee pe care le puteți folosi și să le dați și dumneavoastră sugestii, vă puteți face prieteni prin intermediul acestei aplicații, le dați provocări, de exemplu să facă un anumit număr de kilometri într-o perioadă de timp. Asta a fost ideea noastră, cu asta vrem să ne diferențiem față de celelalte aplicații de acest tip. Acum, dacă ideea noastră v-a plăcut, îl invit pe colegul meu să vă explice detaliile tehnice ale aplicației. Mulțumesc mult, Mara. Eu sunt Andone Bogdan și fac parte din echipa Run & Go și vă voi prezenta site-ul. Așa cum a spus și Mara, proiectul nostru se bazează pe un sistem în care utilizatorul va putea cunoaște lume, își va putea face prieteni, va putea interacționa cu ei, va putea vorbi cu ei și le va putea adresa provocări amicale, cum a spus și Mara, să alerge 15 km în 4 zile. Vă mă arăta și acest lucru. Și astfel vom începe prezentarea site-ului. Pe pagina principală avem butonul download prin care utilizatorul își va putea descărca aplicația pe telefon, aceasta fiind menită pentru uzul mobil, și butonul Get Started. Butonul Get Started va conduce utilizatorul către pagina de înregistrare, un formular simplu pentru completare. De asemenea, avem și butonul Login Log Here, pentru care direcționează utilizatorul către pagina de login. După logare sau înregistrare, utilizatorul va fi redirecționat către dashboard, unde apar traseele sugerate, realizările prietenilor săi și câteva provocări. Accesând butonul User, acesta va fi direcționat către profilul său, fiind format din câteva câmpuri. Butonul Search Track ne va duce către pagina în care sunt înscrise în bază câteva trasee. Prin butonul Search Track, el își va putea căuta anumite trasee. Selectând un traseu, vom fi redirecționați către câteva date despre el și, de asemenea, un leaderboard și chiar câteva note. Butonul Friends ne duce către pagina de prieteni, unde utilizatorul își are prietenii. Accesând profilul unui prieten, vom vedea câteva informații despre el și două butoane, Challenge și Follow. Prin butonul Challenge, câteva note. Prin butonul Challenge vom putea provoca prietenul nostru să parcurgă 15 km în 4 zile. De asemenea, prin apăsarea butonului Follow, ne va apărea vom putea urmări activitățile pe care acesta le-a derulat. Și ajungem la butonul de feedback prezent pe toate paginile site-ului, prin care utilizatorul va putea oferi feedback-ul său cu privire la aplicație. Și în final, membrii echipei formată din eu, Bogdan Andone, Mara, colega mea, Alexandru Bălan, Alexandru Toderică, care din păcate astăzi nu este prezent cu noi, și Eduard Șușu, Vlad Ștefănel Stoinea și Paul Adrian. Mulțumesc mult!